Bine, plec eu primul, haideți. Mărlane, deschide ușa. Uite acum, culerul vine Băsescu, deschide ce ușa. Mărlane, hai deschide că a venit domnul președinte să te vadă. Să mor tu. O deschid prea lui au vocea. Unde e domnule? Domn președinte, da? Ce au închidere cu de ușa până nu intră ăsta înapoi? Stați locuri! Ah, deci tu chiar vrei să mă lichidezi? Tot ai să dai cu ochii cu mine, nemernicule, că buletinul lui Gagică tăi la mine! De unde ai aflat, mămică? De la gazetă, măgarule. Păi nu ți-e rușine, mă, ție, porcule, mă, să aflu eu, mămica ta, despre tine numai din revistă din asta de ochiate, mă, că s-a afișat și la primărie și m-ai făcut de râs în tot satul, că te crap! Cu umor! Da, Costele, exact! Ar trebui să te umor în bătaie! Păi să nu-i spui tu, mămica ta, mă, că ți-ai luat dita mai viloiu, mă, băiatule! Lumă mică ta, mă, care te-am născut în chinuri groaznice. Că sper că n-ai uitat că te-am născut de-am picerele ca vaca. Că pe pastă te-am tins bou de felcer bea turtă. Ca bou cu mine toată noaptea. Cine l-o fi pus să bea cu mine dacă nu știe să bea? Prostul. Tocmai voiam să te sun, mămică. Hai, mă, Gogoșică, dă-ne drumul că n-am chemat-o noi. Pe cine să chem, Gogoșică? Pe o bagabantă, mămică. Și nu vor să recunoască. De-aia am scos afară și pentru că i-am pedepsit. Că știi că eu sunt om serios și eu nu mă pretez la de-astea. Foarte bine, Costeluș. Îmi pare bine să aud că în sfârșit ai ajuns și tu om cu capul pe umeri și că nu te pretezi la porcării din astea. Da. Păcatele mele, ce văd aici? Ce văd aici? Ah, pe ce pun mâna? Ah, Costeluș, ce sunt astea că te crap, Costeluș? Ia uite ce aici. Sunt tot la alu Chiorete și alu Pupăză. Eu am vrut să le dau foc, dar n-am mai apucat, că nu mai am chibrituri. Ai mai Gogoșică, mică, lasă-ne a intra măcar 5 minute să-ți explicăm și noi situațiunea. Dar lasă-i, dragă, să intre, că zbiară la ușa aia de o oră și te faci de râs la toți vecinii. Dacă tot au greșit, măcar fă-i să înțeleagă că au greșit, că așa-i frumos. Bine. Mulțumim, Gogoșică! Dreați! Fuga marș la baba imediat! N-ați ajuns? Gata, tanti! Stop! Pleați! Întindeți palmele! Executarea! Păi nu vă e mă rușine, mă! Nu vă e mă rușine să-mi aduceți fufe în casă la băiatul meu, mă, porcilor! Tanti, dar noi... Ura! Mă, Chiorițel, tu ai uitat cumva că în fața babii se răspunde numai cu da sau nu? Nu, tanti! Foarte bine. Pupăzel? Nu, tanti! Corect. Și acum, pentru că ați făcut o asemenea porcărie în casa costelului meu, marș la colț pe coși de nuci că vă crap! Dar n-am nucă, mămică. N-are nucă! Putem să stăm pe stafide? Puteți să... Nu! N-are nucă? O să stați pe cioburi de sticlă, Costeluș! Să spargi vreo două pahare! Din alea mai ieftine, că știi că baba ține cu casa. Marș la colț, măgărilor!
Mărlanul Ferdinand. Locotenent Mărlanul Ferdinand, dacă nu ne tragem de grade. Dacă mai zici odată asta, te bag la arest. Bine. Să poate și numai domnul, nu mă deranje. Pentru cele 5 zile în care ai refuzat să părăsești spitalul tulburând ordinea publică, ești sancționat contravențional cu o amendă de 1500 RON. 1000 RON. Cât zile asta în lei? 15 milioane. Au! Au, mă înțeapă inima! Plus 8600 taxa de spitalizare. A, așa da. Cum? Nemai fi militar? Ministerul nu acoperă suma. Oh! Oh, mă țeapă infarctul, chemat să salvar. Domnul polițai, dă un să plătesc eu, că n-am un leu, sărac lipit. Știm, Mărlanule, știm că ți-am verificat conturile. Prin urmare, o să prestezi muncă în folosul comunității până o să acoperi integral suma. Adică ce? Adică eu-s gras să acoper... Ai 24 de ore să te prezinți la locul de muncă. Dacă întârzi un minut, te-am băgat la arest. Au. Unde e locul ăsta de muncă? Bine măcar că nu m-a trimis la spitalul militar. Aia dădeam peste dobitocul ăla. Care dobitoc, Mărlane? Dumneavoastră aici? Dobitocul ăla de portar, că de... nu-mi dădea drumul să ies din spital, că eu de-aia v-am deranjat atâta timp, că altfel... Nu m-ai deranjat, stai liniștit, că eu le-am zis să te trimit aici, că eu lucrez și aici. Și aici am mai multe ture, știi? O să ne vedem mai des. Ia zi, te oftici? Deci... cum să mă ofti, domn doctor? Eu sunt chiar mă bucur că mă... Parcă ne cunoaște de viață, domn doctor... Cioacă... Ciocea, Mărlane, Ciocea, profesor doctor. Profesor doctor, Ciocea, aveți mai multe cioci. Da, vezi să te duci la infirmerie și o cauți pe Angelica. Am vorbit eu cu ea să se ocupe ea de tine. Mă duc la... zgura. Nu, doctor, eu tărem cu zgura aceea. Dacă vreți mai târziu să facem un tenis de câmp de... mă tine. Mai avem, tanti? 5 minute! Ce asta, Costele? Sticle, mămică. Tu bea alcool, Costele! Nu, mămică, nu! E pentru răni! E dezinfectant, că n-am găsit spirit! Da. Și asta ce e, Costele? Și alea, mămică, tot la fel! Mă, dar ce sunteți voi, mă? Ce ești, mă, spital de urgență? La ce păcatele mele vă trebuie atâta dezinfectant? Și berea asta cu ea, mă. Nu e a noastră, tanti! Cum, mă? După ce că sunteți niște bețivani începători, nici măcar n-aveți curajul să ne cunoașteți? E, pentru treaba asta o să mai stați pe cioburi încă o oră! Tanti, dar nu-i... Ura! Sau vrei cumva să-mi arăți din nou palma? Asta se confiscă. Costeluș, și acum cu tine. Te rog frumos să-mi arăți dormitorul tău. Nu s-a pierd. Tot dormeam să mă pierd. Costele, asta-i camera ta, Costele. Bordelul ăsta, Costele! Vai, ce văd! Vai, vai, ce văd! Ce-i asta, Costele? Ce-i asta, Costele? Balonașe, mămică! Pentru copiii vecinilor, poate vin la mine în vizită și să le fac câte un cadou. Vai, ce-mi văd ochii!
Și astea ce sunt coștere? Cătușe, mami. Dar tot pentru copiii vecinilor, că poate vor să se joace de hoțe și vardiști. Cătușe! Hoțe și vardiști coștele cu blăniță roș bombon, ca perverși! Dar poate vor să se joace și iarna, mamică, și să nu le înghețe înghietura de la mâini. Coștele, tu mă crești pe mine proastă? Da, mamică? Nu, n-am vrut. N-am vrut, iartă-mă, nu. Coștele, camera asta e Sodoma și Gomora, Coștele. O să arzi în flăcările iadului, Coștele. Să renovezi camera imediat, că altfel te termin, Coștele, te crap! Te crap, ai auzit, te crap! Ce faci, mai adormit? Marș imediat și mi-arată dormitorul. Da, mămică. Și voi? Să nu vă puie dracu să vă ridicați de pe cioburi, că fac controle inopinate și vă crap! Ce rece e, mă? Ce faci, mă? Nu ți-a făcut la externare? Nu, de atunci a plecat după buletin. Nu mai pot. Te rog, eu dă buletinul. O să ți-l dau, da? Mai întâi reparăm spatele. Dar n-am vrut să cad pe tine, jur. Aici trebuie să fii. Cine e acolo? Dudu-i Angelica? Imediat că mă schimb. Nu contează, că eu sunt băiatul care l-a trimis domnul doctor. Păi atunci dă-i drumul și freacă WC-urile, da? Lună să le faci. Iete cu să freci o WC-uri, făi! Marș că te sparg! Mă, ăsta-i dormitorul tău? Da, mămică. Cocina asta de porce dormitorul tău? Bă, păi și porcul Ghiță de acasă are în coteț mai curat decât ai tu în dormitorul ăsta. Da? Adică da, normal, mămică, să știi că am vrut să fac curat, dar n-am mai apucat, că ai venit matale și... Și ce dacă am venit eu? Și mai mă mir de cine ești tu vreo mândruță. Păi care-i proastă să stea cu tine, mă, când vede în gălăciuna asta? Vai de capul tău! Asta e singurul dormitor? Nu, mămică, nu. Mai e unul, dar ăla nu merită interesul. În ăla i-am cazat pe chiorete și pe pupăză. Eu hotărăsc dacă e sau nu de văzut. Și vreau să-l văd. Mai du-te, mă, o dată după buletinul ăla. Stai, iubito, că nu l-au găsit. Mi-au zis să revin într-o jumătate de oră. Hai, ce idioți! Uite, mârlanul ăsta săracă de lung, de-o stana. Trăiește? Trăiește pe naiba! N-a mai scăpat nimeni din afară de noi! Mârlanul trăiește, Van Damme! L-am văzut eu la televizor! Zicea că-i comandant! De-aia-mi și leșinat! Mămico, eu te-am zis că mârlanul e comandantul unității. Sau, mă rog, era înainte de explozie. Vezi că îmi curgi borcanel. Bă, ne simți tu, adică tu mă faci pe nene bună? Așa, trebuie să stai aici. Bă, Coștele, dar tu ești și proști, mamă. Cred că semelii cu tactul, mă. Ai aflat cine e, tăticu? Oricare o fi proștul ăla, bă. Păi bine, mă, tântălău satului. Să-i lași tu popăne spre viței a doi. Să locuiască în asemenea mândrețe de hojac, mă. Și tu să te înghesui în cotețul ăla, mă, băblegule, băi. Îți place aici, mămică? Dacă îmi place,
Chiar că ești prost, mă. Păi tu nu vezi, mă, ce mândrețe de cameră. Tu nu vezi, mă, ce pat, că zici că-i vapoare, mă, băiete, mă. Uite-te pe pereții ăștia. Uite, tu vezi ce culoare e pe pereții ăștia, mă, mami, e așa, e o culoare trendy, fancy, e modă, e feng shui pozitiv, mă, te încarcă. Poftim? Mă, dar le știi ce e aia feng shui? Adică n-am înțeles, ce vrei să spui, că eu sunt vreo prost. Băi, Costele, tu mă faci proastă pe față? E pentru treaba asta, Costele, te pedepsesc și treci la colț imediat pe coș de nucă, că te grăb! Dar n-am nucă, mami. N-ai nucă. Atunci, pe ciopuri de pahar și tu, dar de data asta afară pe terasă, să te înveți minte, să nu respecti pe măta! Ce-am fost și ce-am ajuns? Gata, măi? Au, asta-i maștera. M-am nenorocit. Da, aproape. Vezi să da naiba să nu fie lună pe aici, cum mi-a zis șeful să te termin. Mai și uită-te la mine când vorbesc cu tine. Să te îmbrățișez, dar nu știu de unde să încep. Las că încep eu. Doamna Angelica, sunteți aici? Dispar de aici! Dați-mi polentinul și dispar! Dispar, am spus! Ne-am dat dracu, ne-a rupt paza. Mai șadem, tanti? Nu! Vă ridicați în picioare și în 2 minute vă mutați cu tot ca la palucul în dormitor la Costel. Unde? Pupăzel. Dacă mai trebuie să mai repet încă o dată, te așez înapoi în genunchi pe ciobul. Nu e nevoie, tanti, am zburat. Mișcă dracu, fraiere, că le-a pus Dumnezeu mână în cap. Atenților! Și tot mus, bă, de colo-colo. Când era vaci, era cai, era iepe, era ca la noi la țară. Hai, bă, mă, cine vezi? O să dai tu la oraș. Lasă-mă, pe viața asta. Lasă-mă, să mai vedem și noi cei la oraș. Ce? Ia. Dracu, ce ești? Ia, uite, bă. Ce-am zis eu, mă, netrebnicilor? Să ne mutăm în dormitorul lui Costeluș. Și eu vorbesc la perejma? Ca proasta? Ok. Exact, să ne dai și ok. Să ne închidem în dormitor și noi când avem nevoie. A fost o neînțelegere, tanti. Nu mai pot. Cum dracu scăpăm de asta? Marș! Marș, taci! Nu zice că te aude, taci! Ce să nu zic, mă? Javră! A zis careva, javră? Nu, nenea! Și-am zis, bă, tâmpitule! Bă, dacă ne mai aude boxierul că-i face frotată câine, javră, dragi, cine găsește? Da? Interesant. Am o idee. Rămâneți cu noi! Revenim imediat! L-au găsit iubito, în sfârșit. Da, l-a luat infirmiera șefă să completeze nu știu ce date.
De o oră? E, hai să vezi ce o păscălesc eu pe asta. Iubito, stai liniștită că vorbesc eu cu ea. Tu ești nervoasă acum și poate... Nu sunt nervoasă, de ce aș fi? Păi te-am contrazis eu la faza aia cu Mârlanul și știu că ești orgolios. Nu sunt. Și Mârlanul trăiește. Da, o las ca tine. Bă, tu încă iurezi? Nu, n-ai urez. Mă, iubito, păi dacă ar trăi Mârlanul, ar fi trebuit să știm ce... Și v-a bătut așa, fără motiv? Nu, mămică, i-a bătut pentru că i-au zis să nu-și mai lase câinele să facă căcuța pe terasa noastră. Serios? E, lasă că discută cu el. Cum îl cheamă pe câine? Javră! Bă, ia vezi. Nu, tanti, nu tot dumneavoastră e vorba. Așa la lintă el pe câine. Așa da. Bine. Și-am scăpat de babă, am scăpat de babă. Și-am scăpat de babă, am scăpat de coașcă. Am scăpat de babă, am scăpat de coașcă. Am scăpat de babă, am scăpat de coașcă. Auzi ceva? Mai bine mă duc eu să le dau buletinul să nu ne mai deranjeze. Du-te, du-te, auzi să vii repede că deja mi-e doar de tine, ia uite. Ce mână, doamna Angelica? Mârlane? Vadabe? Ema? Trăiți? Vă cunoașteți? Sunt nebună? Am vedenie, a? Nu, nu! Ai, mă, eu chiar sunt curios să văd când te sună ea de la spital să te anunțe de măta. Dacă nu fi ajuns direct la morgă. Scuze, gogoșică, fără intenție. N-am eu noroc cu asta. Gata. S-a rezolvat. Ce s-a rezolvat? Problema. N-o să mai aveți de acum colo niciun căcuță pe terasă. Adică l-ai convins să-și lege câinele? Ai nebunit, Costeluș? Vrei să chinui animalul degeaba? Am ales o variantă mai umană. Vezi, poate lași vreunul pe terasă că te crap! Nu las, tanti. Mă, nu mai face, mă. Nu mai face, mă, nu mai face, te rog eu. Nu mai face, că nu mai termin până mâine, da? Te rog eu, Javră.